Zilele în penitenciarul Timișoara trec greu, sărbătorile nu se simt, iar dorul de familie și prieteni este un chin. O spune Ionuț, care de 9 ani își petrece zilele după gratii. O greșeală l-a adus aici pentru prima oară, din care însă nu a învățat nimic. După ce a fost eliberat, Ionuț a fost condamnat pentru o altă infracțiune. A greșit și o recunoaște, însă gândul la ziua în care va fi eliberat și își va strânge soția în brațe îi dă putere. Are speranța la un viitor mai bun, alături de femeia care a fost sprijin în toți anii privați de libertate, aceeași femeie care i-a dăruit și un copil. E bucuroasă acum care-i fata, pentru ea nimic nu mai contează. E greu și ei, cu siguranță că e singură și nici nu s-a confruntat cu situația de a avea o fată, dar bucuria când o vede pe ea, zici, orice greutate o poate duce. Au fost momente când a vrut poate să renunțe sau a luptat în fiecare zi alături de tine și a rămas cu tine? Vă dați seama, după 9 ani, înseamnă că a luptat alături de mine. Greșelile l-au costat scump, plătește cu libertatea, iar cea mai mare durere este că și-a văzut copilul de 3 ori de când a venit pe lume. Fiica lui, Ioana Sofia, crește cu un tată pe care îl vede după gratii. E fiica mea, Ioana Sofia. Câți ani are fiica ta? 1 an și 5 luni. Cât timp ai apucat să petreci cu ea? Vreo 3 vizite de câte o oră jumate fiecare. Cum este să nu fii lângă copilul tău în cea mai importantă etapă, atunci când el a venit pe lume, atunci când el a făcut primii pași? Cu siguranță că a fost un pic cam greu, mai ales fiind închis de 9 ani. N-a mai fost un postulat de tată. Cu sigur că am anumite sentimente pe care câteodată mă bucur pentru că le am, pentru că n-am fost un postulat de a le trăi, dar într-un fel și nici nu mă bucură din prisma contextului în care mă aflu și faptul că sunt închis și ea este afară și nu pot să mă dedic în postura de tată 100%. Ionuț a refugiat în artă. Zilnic, orele care trec greu în penitenciarul Timișoara le petrece în atelierul de creație. Pasiunea a descoperit-o aici, alături de alți deținuți. Dacă eram de afară sau știam cu siguranță că probabil nu eram aici, că gândeam altfel, am învățat în decursul anilor, stând pe aici, de la alți deținuți, pentru că mulți dintre noi aici, care suntem închiși, prima ocupare a noastră e cum să facem timpul să ne treacă la pușcărie și ceea ce facem noi aici e foarte benefic pentru noi, că ne ocupă 8 ore pe zi și... După ce va fi eliberat, Ionuț vrea să plece din România. Alături de familia lui va începe o nouă viață departe de locul care i-a furat ani de libertate.